Have you ever felt? Are you listening? Damn. Băieți, m-am luat criza. Puteți ghici de ce m-am luat criza? Nu știu dacă ghiciți de ce m-am luat criza. Am uitat să conectez microfonul. Ha, bun, despre ce am vorbit eu până aici? În primul rând m-am văitat de rolele pe la care le-am stricat într-o săptămână. Într-o săptămână am făcut o pereche de role de variator praf și încă niște chestițe. Le-am distrus. Efectiv, deci am dat niște bani pentru o săptămână absolut degeaba. Acum am luat variator nou și sper că acesta o să țină mult mai mult și să am mult mai multă sau mult mai mare grijă de el. De ce s-au distrus rolele vechi? Ei bine, așa, deci e momentul în care am pus rolele. Noi nu le-am pus și cu puțin. Ține vasilină ca să culiseze conform, doamne, să culiseze bine. Nu le-am pus. Și din această cauză, ele s-au forțat acolo. Una chiar a rămas blocată și a rămas la modul blocată, am scos-o cu patentul de acolo. Restul s-a făcut praf. Când am scos variatorul, a ieșit ceva praf auriu. Probabil era de la role, nu știu. Străiți? Cumva cum să vă ajut? Cumva cum să vă ajut? S-a desfăcut proțapul, ce s-a întâmplat? Na. Baftă, străiți! Săraci oameni, nu prea am cu ce să-i ajut. Pentru că cu trebuie să descarce toată remorca. Pentru că altcumva nu prea ar putea să o scoată. Am făcut rău că a plecat direct din nisip. Bum 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 bum. Hai să încerc să fac, să trec pe undeva, nu știu, pe unde. Așa, și nu știu dacă am zis, dar trebuie neapărat să zic și în afară de zis trebuie să mai și fac. Trebuie să am foarte mare grijă și să încep să am foarte mare grijă de ATV-ul ăsta, pentru că piesele sunt scumpicele. Și scumpicele la modul ăla piperat rău. Sincer, nu mă așteptam să fie atât de scumpe. Și mai ales că față de linia 300, piesele sunt aproape dublu la preț. Adică, serios?
77, bă, se duce până în 80, nu știu câte torați aveam. Doamne, mi-a crescut inima în mine când am văzut cât ea. Făcuse 7000 de ture? Aveam 77, poate. Trage foarte bine, ho-ho, ghiozdane, cineva e la pescuit pe aici, probabil, nu știu. Hai să vedem unde duce panta asta. Bum, 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 bum. Superb, superb, absolut superb. Hai, dăm direct pe aici. Nu, 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 știu pe unde să merg. De fapt, nu știu, doar unde aș... Teoretic știu. Nu teoretic. Ba da, teoretic, teoretic știu. Practic, nu. Doamne, de la gropile astea... nici mai știu ce vreau să zic. De la gropile astea mi-a mărțit și curmul. Doamne. Deci dacă n-am filmat, după ce că am filmat eu degeaba o bună parte, dacă nu filmam nici acum, eram gata. Nu, mai rage quit. Deci eu vreau să urc ca nebunul, că pe greu e mai bine. Pe undeva pe aici. Dar pe undeva, undeva pe aici, că nu știu. A, uite, pe acolo. Direct, drept în față. Drept în față, urcă băiatul, drept în... Mamă! Și acum trebuie să merg prin toate astea, nu? Îl țin tot pe greu și merg ușurel. Se vede că n-am mai trecut cineva pe aici de foarte mult timp. Eu nu înțeleg de ce pe roata dreapta, dreapta parcă, da, dreapta față, da, uite-mă. Nu pe ea, ea e foarte moale, foarte des moale. Nu știu din ce cauză. Ea e peticită foarte mult așa. Ia uite ce lent are cu motocultorul. Bă, de ce nu fac și eu așa, mă? Măcar de aș găsi... Nu! Asta e al lui, nu-mi pare a fi al lui, că dacă era, nu mă duceam să vedu. Măcar dacă aș găsi pe jos așa, dar nu știu nici prea, nu prea știu nici pe unde să mă să caut. Uscate. Am mai găsit eu în câteva zile, da. Oh, sper, deci sper ca să nu mai schimb nimic la ATV-ul ăsta până... Ia să mă gândesc cam până când. Până vara viitoare, cred. Nu știu. Da, deci cam până vara viitoare n-aș mai vrea să fac schimburi la ATV, sincer. Pentru că buzunărelul e cam gol după cât i-am făcut. Da, și merge mai bine decât când era nou. Sincer vă zic, merge mult mai bine față de când era nou. Ori nu mai știu eu de când era nou. Am zis că nu mai forțez. Nu mai forțez. Da, e frumos să urc și așa lejer, mă. E frumos. Pentru că nu mai scoți bani în buzunar de... Și se crește. Eu în mod normal panta asta urcam cu 2x4 pe ușor, dar... Piesele alea plâng. La fel și buzunarul meu. Plânge, bă, plânge. Ia uite-o, William. Ia uite, bă, ce-a făcut aici, bă.
Ceau de frișa, băieții mei. Bă, chiar nu v-a plăcut videoclipul ăla pe noapte? Vă las aici, pe ecran, sau ori link ori imagine și vă dați voi seama, căutați pe canal, vă las în descriere. Chiar nu v-a plăcut ăla, mă? Mie chiar mi-a plăcut videoclipul ăla pe noapte. Nu știu, mi s-a părut destul de interesant, pentru că nu era beznă, adică nu se vedea ca și cum ar fi beznă, dar era beznă. Și eu pe aici, pe pădure, nu mai știam de mine, de frică. Bă, fraților, eram terminat, eram cu morcovul undeva, că e cineva în spatele meu. Când auzeam frunzele cum se mișcă în spatele meu de la vânt, era gata, nu mai puteam. Am văzut că videoclipul cu cerculețele și cu tipul ăla care m-a dus eu să mă plimb m-a plăcut destul de mult față de videoclipurile anterioare. Până acum aveam 1000 și puțin de vizionări, la ăla am făcut 2000 și e puțin în creștere. Chiar îmi pare rău pentru că nu pot să postez constant pe canal sau nu știu ce altceva content să mai postez. Și plus că nu pot să mă duc cu mai mulți ateviști din câteva motive, că toți m-ați întrebat de ce nu mă duc. Unul dintre motive ar fi timpul, pe care nu l-am nici eu, nici ei. Și alt motiv ar fi proasta sincronizare. Când sunt eu liber, nu sunt ei, când sunt ei, nu sunt eu, sau tot așa, ieșim oricâte 2-3, asta dacă ieșim, și foarte puțin. Adică, uite, eu de exemplu acum am prins jumătate de oră liber în care să mă plimb. Până acum am avut treaba, acum să-l spăl și după mă duc acasă. Mâine nu știu dacă mă întorc. Și mâine abar n-am ce fac, sau nu e nimeni acasă. De multe ori nu e nimeni disponibil să se plimbe pe aici. De-aia mă duc de multe ori singur. Și cred că am zis de multe ori, de foarte multe ori. Uite, cam până ianuarie se face un an de când postez vloguri pe canal. Nu dați voi acolo o topă, sportă. La mulți ani? A? Nu? Nu? Veți acolo în descriere un link dacă vă fi să face mine la băiatul vostru. Gata, am ieșit din pădure. De fapt, acum ies. Mă. Opa, așa frână că... Ia uitați, bă, priveliște, bă, așa priveliște. Deci l-am oprit, voiam să-i pun frâna. Eu acum o să cobor pe acolo, pe la casa aia. De fapt, conacul ăla. Și o să ies aproape pe la biserică care e acolo. După o să mă duc acasă, undeva care e pe partea aia, nu-mi dau seama. Îi dăm la consum? Mamă, cum se aude când se lasă dintr-o dată spatele în jos. Să vedem până unde putem coborâ. Eu îi mai pun și frână, vă dați seama că nu vreau să mă zguduie și să-mi schimb și suspensiile până la anul și telescoapele. Mersul economic, boys. Hai, mai coborâm. Hai că pot. Mersul economic. Foarte tare, oi. Mamă, dă-te. Străiți?
Aici o să se oprească, dar dacă ajunge în curba aia mai merge un pic. Hai, hai, hai. Ce înseamnă să fii zgârcit, bă? Hai că voi ajunge imediat acasă. Dacă v-a plăcut clipul de azi, nu uitați să dați un like, share și să vă abonați la canal dacă mai vreți și alte episoade. Eu voi încerca să postez cât de des voi putea. Acum o să prind o ieșire sau o să mă duc singur sau orice altceva. O să încerc să filmez. Și dacă îmi place să pun, dacă nu-mi place nu să pun. Deci teoretic o să am doar un clip pe săptămână. Practic, vedem. Nu uitați să dați un like, share, să vă abonați la canal. Și să-mi ziceți părerea voastră despre acest videoclip, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Mulți dintre voi mi-au zis să fac clipuri mai lungi. Mie clipurile lungi mi se par foarte plictisitoare. Și clipurile mele de 10 minute mi se par extrem de lungi. Și nu știu, sincer, nu știu ce să zic. Așa că vă las aici. Mi-am plecat straight, da, straight. Semnalizăm. Lăsăm să treacă, salut. Hai, v-am salutat, boys.